Născută în Picior de Munte, Dâmbovița, absolventă a Liceului de Artă Domnița Bălașa din Târgoviște, Mariana Preda reușește să demonstreze că talentul și pasiunea dublate de studiu intens și muncă, pe măsură, te pot propulsa pe cele mai mari scene ale lumii. Mariana Preda cântă la nai și reușește să hipnotizeze auditoriul cu sunetele sale coborâte din alte sfere. Eleva a maestrului Gheorghe Zamfir, Mariana Preda a reușit să obțină, dând viață și suflet instrumentului divin, numeroase premii naționale și internaționale, demonstrând încă o dată că succesul vine atunci când dai dovadă de dăruire. Studiază la conservatorul din Amsterdam, Olanda, cântă la nai, dar și cu vocea, iar în ultimii ani a reușit să dea dovada talentului său și în industria filmului. Mariana Preda trebuie ascultată și urmărită cu atenție ca unul dintre marii artiști români. Agenția de Cultură ajunge la Picior de Munte și are plăcerea deosebită să fie găzduită de Mariana Preda. Suntem acasă la celebra naistă. Îți mulțumim că ne-ai primit. Mulțumesc că m-ați sunat și sunt onorată că am oportunitatea să vorbesc cu dumneavoastră. Mariana, trebuie să începem, pentru cei care nu te cunosc, cu o scurtă biografie. Să rememorăm împreună, să spunem, începuturile tale în muzică și satisfacțiile care ți le-au adus aceste începuturi. Da. Am început de la 11 ani cu muzica. Am mers la liceul de artă din Târgoviște, Bălașa Doamnă. Și inițial aș fi vrut să fac canto, dar nu a fost posibil, fiind foarte mică, așa că a trebuit să aleg un instrument. Și am ales naiul, pentru că mai erau locuri libere. Iar după 2 ani m-am îndrăgostit de sunetul acestuia și am hotărât să merg mai departe cu el. A fost un drum și frumos, dar și greu, pentru că, bineînțeles, în viața de artist trebuie să insiști foarte mult și să faci față tuturor provocărilor și nu este vorba numai de competiții, dar este vorba și de faptul că în momentul când, în care îți dorești să te afirmi și să spui ceea ce ai de spus, multora nu le prea convine sau ai anumite piedici din partea lor. Și așa, prin clasa 7-a, m-am hotărât să merg la maestru Zamfir, la el acasă, în Găiești, și țin minte și acum, era într-o duminică și m-am dus la poartă și l-am văzut acolo și am zis: maestre, de câte întrebare vreau să vă pun? Vreau să știu dacă am talent cu naiul, ce fac, merg mai departe, cum fac, că nu știu, vreau să știu și eu. Și dânsul m-a invitat la o cafea și la o prăjitură, părinții mei, la o cafea, și mi-a zis: doamne, dar ai talent o grămadă, ar trebui să continui. Uite, eu am ore cu studenții la Valahia, vină acolo la Valahia și după o să te învăț și pe tine câte ceva. Mai furi între timp, că na, meseria se fură. Și a fost foarte, foarte bine, iar acolo am început pregătirile mele cu dânsul, am mers la competiții, bineînțeles, am fost pregătită și de liceul de muzică, de domnul profesor Marian Ionescu, și am mers la olimpiade, iar în momentul când am început să câștig premii, m-am simțit altfel și am zis: vreau să merg mai departe cu naiul, vreau să fac o carieră din acesta, pentru că e cel mai frumos sentiment să știi că muncești și mai ales ca și copil, te bucuri de orice. Și în momentul când cineva spune că ai făcut un lucru foarte bun, ești foarte fericit și zici: doamne, dar vreau să mai fac și încă o dată și încă o dată, să întâlnesc din nou același sentiment. Și așa am participat la foarte multe competiții, în afară de cele de la școală, olimpiadele și concursurile din cadrul școlii. Am hotărât să merg și la Maria Tănase, și la Mamaia, și la Struguri de Aur. Și bineînțeles, iarăși mi-a dat încredere, pentru că fiind un copil la 17 ani, 16, 17, 18 ani, fiind toți cei mai mari artiști ai folclorului, și în momentul când te ascultă și spune: da, ai talent, e ok, și mai ales îți mai dă și un premiu 2 sau premiu 3, deja ca și instrumentist e un lucru înălțător și de aceea vrei să continui să faci același lucru în fiecare zi, să cânti, să te pregătești, să mergi la competiții, să arăți celorlalți ceea ce poți. Iar după am terminat, acum 2 ani am terminat la liceul de muzică,
Între timp am fost și actriță, prin prim-maestru Zamfir, l-am cunoscut pe regizorul Nicolas Grasso și el avea nevoie de o fată care cântă cu Naiu și de o actriță în același timp. Și am câștigat și două premii, am mers la foarte multe festivaluri de film, câștigat în total 10 premii internaționale, dintre care două pentru cea mai bună actriță, pentru mine, și îmi doresc să le împletesc pe amândouă, îmi doresc să merg mai departe cu amândouă. După am scos și un album, două albume în Italia, cu o casă de producție din Italia, primul de cover-uri, al doilea de muzică special compusă pentru de niște compozitori italieni. Sunt foarte frumoase și chiar mi-a plăcut. Iar am hotărât să merg mai departe și tot la fel și cu albume și cu film. Iar acum 2 ani am mers să dau examen la conservatorul din Amsterdam. Situația materială nu este chiar atât de prielnică pentru noi. Și am zis să încerc totuși, să vedem. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că au rămas încântați de Naiul românesc, de ceea ce am cântat, de tradiția aceasta, care nu putem să negăm, tot timpul o ducem cu noi peste tot. Și am primit bursă și acum studiez la ei. Totul merge bine, muzică clasică, muzică contemporană, de multe ori și muzică jazz. Încerc să îmi deschid cât mai multe ramuri, ca după să știu pe ce cale să aleg să merg. Îți mai aduci aminte când ai plâns prima oară de fericire? Oh, prima oară de fericire. Când ai luat vreun premiu? Da, sau? Când am luat un premiu, da. Da, eram în clasa 7-a, țin minte, la liceu de muzică. Eram foarte fericită că am luat acel premiu. Și mi s-a întâmplat de multe ori, ca așa seară, cum am avut spectacolul la Teatrul Național și am fost foarte emoționată când am fost pe scenă cu cei mai mari artiști. Și viața din spatele scenei e total diferită și o vezi altfel și e plină de emoție, de o încărcătură pozitivă, emoțională, spirituală. Fiecare încearcă să-și găsească liniștea înainte de a intra pe scenă și arăta lumii întregi pentru ce au muncit ei sau să-i asculte, să-i captiveze pe cei din față cu poveștile lor, cu monologurile lor, cu frumusețea lor. Și da, și aseară, chiar și aseară am plâns, da, foarte frumos. Ce înseamnă Naiu pentru tine? Poți să definești ce simți când, atunci când interpretezi, când cânți la acest instrument? Sunetul lui mă liniștește. E ca o gură de aer, gură proaspătă de aer și îmi dă putere să merg mai departe și simt că e singurul lucru la care sunt în stare să mă dedic trup și suflet și să uit de tot ce am în minte și de emoții, suferință, fericire în momentul când pun mâna pe Nai, atunci gândurile mele parcă sunt șterse cu buretele și atunci am această emoție, dar sunetul lui mă liniștește.
Ai putea să renunți vreodată, că nu se știe ce îți va aduce viața, nu-i așa? Da. Să renunți la nai, la performanța interpretării la nai în favoarea altei, să spunem așa, chemări? Că spui că te îndrepți acum și spre actorie. Da, nu aș putea renunța. Și cum am spus, mi s-a cerut de multe ori să renunț, pentru că nu știi dacă ai un viitor sigur sau ce îți rezervă viața sau dacă conjuncturile ți sunt atât de prielnice să te dezvolți. Dar indiferent ce voi face, nu vreau să renunț. Poți să ne povestești o amintire care ți-a schimbat efectiv cursul vieții sau o întâmplare care, în opinia ta și s-a văzut după, ți-a schimbat întreg parcursul. Care ar fi aceea? În 2012, dacă nu mă înșel, sau 2011, am intrat într-o fundație, cea a lui Damian Drăghici, care sprijină tinerele talente, și atunci am avut oportunitatea de a performa la Opera Națională, tot la fel, alături de mari artiști, și întâmplarea aceea, pot să spun că am fost atât de fericită că am putut să iau parte și că am fost în grupul acela de tineri, bineînțeles după atâtea evaluări și după atâtea examene și după atâtea întrebări, dacă vrei să faci o meserie din această pasiune, ce vrei să faci, atunci chiar mi-a schimbat, pentru că m-am hotărât să-mi pun ordine în gânduri. Și în momentul când îți pui ordine în gânduri și renunți la celelalte, care nu sunt prielnice pentru evoluția ta, și bineînțeles îți cere maturizare. Deci când alegi să studiezi un instrument sau când ți se dă oportunitate de a performa pe marile scene ale României, atunci trebuie să renunți la egoismul tău sau la orgoliul tău sau la suferințele pe care le ai tu sau ce s-a întâmplat acasă sau... toate lucrurile acestea, și trebuie să te canalizezi numai pe studiu și să-ți faci ordine în gânduri și să zici, ok, asta vreau, asta trebuie să fac, astea sunt pașii, trebuie să merg mai departe. Da, și pot spune că această întâmplare mi-a schimbat viața, pentru că am reușit să-mi pun ordine în gânduri. Ce crezi tu că aduci nou în acest instrument sau la acest instrument? Care e elementul de noutate? Cu ce vii tu nou față de maestru Gheorghe Zamfir, de exemplu, sau de față de alții care au interpretat cu suflet? Îmi doresc tare mult să îi fac pe ceilalți oameni să vadă o altă latură acestui instrument, pentru că până acum s-a dezvoltat foarte mult pe partea folclorică, dar îmi doresc foarte mult să reușesc să performez muzică clasică, muzică ușoară, muzică jazz, dar bineînțeles compuse, făcute special pentru acest instrument, pentru că nu s-a scris niciodată pentru acest instrument, în afară de maestru Zamfir și câțiva oameni, dar în domeniul folclorului. Și ca să faci lucrul acesta e destul de greu, pentru că nu sunt la conservatorii din București, e catedră de nai, se studiază și muzică clasică, dar
trebuie să reușești cumva să intri și în lumea filarmonicii, în lumea orchestrei, în lumea, pentru că în străinătate n-ai privit altfel și la noi este foarte popular, dar în străinătate deja ești un pic cam ciudată, ce caută. Excentric. Da. E un instrument exotic și nu înțeleg de ce îi se spune așa și ok, nu putem să cântăm piesa asta pentru că nu s-a scris pentru noi, nu avem drepturi de autor, nu avem așa și îmi doresc tare mult să reușesc să ajung la capacitatea de a compune pentru noi și de a-l promova și pe alt stil. Pentru că el, ca și instrument, cred că este încă la început. Și trebuie să, așa cum vioara sau pianul are o istorie de mii de ani, așa îmi doresc să ajungă și noi să-l aibă și să nu rămână doar pe partea de folclor. Să scrii ceva da, pentru nai? Am încercat, da. Am început să compun, bineînțeles, și cu ajutorul unui domn profesor de la conservator și sună foarte frumos, mai ales în muzica de film. Fiind sunetul atât de cald, atât de frumos, se poate integra foarte bine. De altfel, se poate integra și în muzică pop, bineînțeles, cu anumite pasaje, pentru că nu poți să cânți o piesă de 4 minute numai cu naiul. Sună bine când ai un spectacol și trebuie să cânți vreo 15 minute, dar în momentul când vrei să susții un concert de 2-3 ore, deja lumea se plictisește și trebuie să ții cont și de părerea publicului și în același timp să nu renunți nici la tehnicile instrumentului și nici la istoria acestuia și la conjunctura în care s-a dezvoltat. Nu poți să-l pui acum într-o trupă rock și să cânti rock cu naiu și așa, indiferent, nu atrage așa. Cred de că mult. S-a încercat și asta. S-a încercat, dar trebuie promovat foarte mult și dus la cele mai mari culmi. Bineînțeles, colaborări cu cei mai mari artiști, dar cred că se poate și asta îmi doresc. Ce iubești tu cel mai mult în afară de nai și de pasiunea ta pentru actorie? Care sunt pasiunile tale? Îmi place foarte mult să citesc, să vizionez filme, să mă plimb, să vizitez alte țări. Sunt pasionată de cultura, să spunem, altor popoare, de istoria lor. Deja îmi fac anumite scene în cap când merg să vizitez un castel sau un loc frumos și cam așa. Și ce urăști cel mai mult? Ce detești? Ce urăști cel mai mult? Minciuna, falsitatea. Nu-mi plac oamenii care sunt falși, care spun acum un lucru în față și după au altă gândire. Îmi place ca toată lumea să fie transparentă și să reușim să interacționăm, pentru că
suntem oameni și avem nevoie unul de altul și nu e bine să fim egoiști și să ne punem ego-ul suprem întotdeauna în față, pentru că doar o viață avem, e foarte scurtă și dacă ne-o pierdem cu nimicurile acestea, nu mai reușim să lăsăm ceva în urma noastră. Și acesta este și gândul meu și dorința mea să devin un artist și să las ceva în urma mea, să schimb o mentalitate a unei persoane. E destul pentru mine. Pentru că faima, bogăția, toate se duc, dar în momentul când ai schimbat viața cuiva, numai că ai vorbit cu el sau că l-ai ajutat într-un sens, e cea mai mare fericire pe care o poți avea și pentru mine asta contează. Să-i fac cu oameni să se gândească la iubire, la iubirea de sine în primul rând și la iubirea față de ceilalți și să ne acceptăm așa cum suntem. Suntem oameni. S-au luat foarte multe interviuri, ai fost în lumea artiștilor, ești în acea lume deosebită. Un gând sau, mă rog, ceva care ai să ne mărturisești și care nu ai apucat să o faci până acum niciodată, în nicio discuție sau în niciun interviu? Sunt foarte mulți artiști care i-am cunoscut și pe ecran au altă prezență, iar în spate... În spatele scenei sunt total diferiți. Mai buni, mai răi? Și mai buni și mai răi. Dar mă așteptam de foarte multe ori ca cei oameni care i-am văzut pe ecran, atunci când îi întâlnesc, să fie la fel și să se comporte la fel. Dar au fost total diferit. Și am fost dezamăgită de multe ori. De aceea îmi doresc tare mult ca și artist și nu contează unde mă va duce viața, dar îmi doresc să fiu eu. Asta contează cel mai mult și de asemenea am întâlnit artiști foarte mari care eram atât de, Doamne, cum pot să stau în fața omului acestuia și el să fie atât de drăguț și atât de bun și atât de generos încât să fiu total schimbată și așa este, sunt oameni peste tot, chiar dacă suntem în artă. Eu îți mulțumesc și o să te rog să ne cânti ceva la nai. Vă mulțumesc, ok.